Вкратце привет по своей национальной полиции. Там обязательно, значит, Vă salut, fetelor! Numai ce am intrat în casă, iată am fost dimineața machiată, iată cum în timpul zilei machiajul mi s-a... Unde s-a șters, ochii, umbrajii, sunt obosite și acum voi efectua un demachiaj. Foarte, foarte simplu, fiindcă n-am poftă să-mi aplici, n-am poftă să aplic și lăptișor și tonic, dar un demachiaj foarte leger, că afară este foarte cald și îmi doresc, voi face un duș și ca să mă demachiez mai repede, vă arăta cum mă demachiez în cazurile acestea, când sunt foarte obosită și mai repede să-mi revin. Dar urmăriți! La început mă voi demachia cu demachiant pentru ochi de americhei. Nu vreau să mă demachiez cu apă, fiindcă ochii sunt foarte sensibili, dar acest demachiant îmi convine. Și fiindcă n-am aplicat mult machiaj, se vor demachia foarte, foarte ușor. Și am pregătit aici, am opărit fulgi de secară. Puteți să opăriți și fulgi de ovăz sau chiar și pâine de secară, cât am făcut duș sau opărit. Și voi adăuga ulei de măsline. Iată aici am așa un vas cu ulei de măsline. Și la ochi un pic, cu linguriță de ceai. Așa. Amestecăm. Porția este foarte mică și cu mânuțele luăm și spălăm cu mișcări circulare, ne demachiem. Iată așa, vedeți cum am luat și e foarte plăcut și gâtul. Să cu mișcări circulare măsăm bine, bine, curățăm. În primul rând este un remediu foarte natural, foarte eficient și tenul este stresat, este obosit și pentru a nu irita tenul aleg această metodă ușoară, legeră, finuță și plăcută. Chiar pe parcursul aplicării se simte așa o plăcere. După ce am masat bine, bine, voi lua un prosop, am două mănușițe aici. Am aici așa două mănuși. Le voi muia. Mi-am pregătit într-un vas apă filtrată. Apă de machiez cu apă de la robinet sau să mă spăl doar cât folosesc dușul. În rest folosesc apa filtrată, apa curată. Tot și apa din robinet este cu impurități și va ce, ce plăcere. Luați un prosop care să fie special pentru de machiere, pentru față, pentru sănătatea tenului. Foarte, foarte. Eu acum n-am adăugat nimic în apă, dar uneori pot să adaug și ulei. Ulei de salde, ulei de mintă. Minunat. După ce mi-am șters acest scrub foarte plăcut, îmi voi toniza tenul cu apă termală de la Uriaș. Vedeți?
apa termală de la Uriaș, care îmi place foarte mult. Și fac subțioare pentru față și pentru ochi. Dacă ați mai văzut, mereu public, pentru că îmi voi aplica o cremă